Bună seara, doamnelor și domnilor, ora adevărului, mulțumesc că sunteți cu noi. Aștept din partea dumneavoastră mesaje cu privire la niște nume pe care le vom discuta un pic în seara asta. Este vorba de cei care își doresc o candidatură din partea partidelor la alegerile parlamentare. În studio alături de mine este Alin Văcaru, fostul prefect, membru al Partidului Social Democrat în prezent. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Știu că v-ați depus deja candidatura, intenția de candidatură la sediul partidului. Da, chiar luni mi-am depus candidatura, luni după masă, am fost la sediul partidului și mi-am depus candidatura. Am mai spus-o și la alte posturi de televiziune. Mi-am depus această candidatură pentru că am fost sfătuit de colegi din partid că ar fi timpul să-mi depun această candidatură pentru a ocupa o funcție în Parlamentul României. Suntem mai mulți colegi care ne-au depus candidatura, toți suntem valoroși. Eu sunt convins că această competiție internă nu va crea animozități și că după ce se va finaliza această listă, toți cei care vom participa sau cei care ne-au depus intenția de a candida pentru o funcție în Parlamentul României vom trage la aceeași căruță și vom obține un rezultat la fel de bun cum l-am obținut și la alegerile locale pentru a putea, ca împreună cu cei de la ALDE, în toamnă să facem guvernarea PSD-ALDE. Care este opțiunea dumneavoastră? Adică vreți un loc eligibil la Camera Deputaților sau la Senat? Ca să simplificăm un pic discuția apropo de această competiție din interiorul partidului. Eu pentru funcția de deputat mi-am depus candidatura și e normal să-mi doresc un loc eligibil. Cred că toți cei care au intrat în această competiție își doresc un loc eligibil și când vorbesc de loc eligibil mă refer la locul 2, chiar și 3, pentru că știți foarte bine, Partidul Social Democrat, filiala Gorj, își propune la aceste alegeri să câștigăm 3 posturi de deputați și unul de senator. E normal că toți ne gândim la locul 2 de deputat după domnul prim-ministru Victor Ponta, dar v-am spus, toți suntem valoroși, toți avem maturile noastre, toți suntem susținuți de anumiți colegi de-ai noștri din Comitetul Executiv și atunci este normal ca fiecare dintre noi să se gândească la acest loc 2. Dar, încă o dată, vă spun și dumneavoastră acum, eu am și discutat cu unii dintre colegi, de exemplu cu domnul Weber, cu domnul Maioreanu. Este important să ne facem campania așa cum trebuie și cel mai bun dintre noi sau cel mai agreat până la urmă, că v-am spus, toți suntem valoroși, dar contează și susținerea partidului, adică toți primarii, toți președinții de organizații, toți vicepreședinții, membrii biroului și toți membrii PSD trebuie să ne dorească. Bun. Mihai Weber pleacă cumva, teoretic, dacă vreți, ca favorit pentru locul 2, din ce? Din două puncte de vedere. În sensul că este în momentul de față în funcție și înțeleg că și în PSD se ține cont de parlamentari în funcție, de cine e în funcție. Și doi, din datele pe care le avem noi, are deja susținerea peste 30 de președinți de organizație. Da, eu pot să vă contrazic spunându-vă că nu trebuie să mă contraziceți, eu spun care e... Păi altfel n-am mai fi intrat în cursă niciunul dintre noi dacă știam că locurile sunt ocupate și să ne batem doar pentru locurile neeligibile. Eu vreau să vă amintesc, în urmă cu 4 ani, domnul Suropăceanu, deputat în funcție, a fost bătut de domnul Weber, care la vremea respectivă era și nou în partid și a câștigat, lui a ocupat fotoliul de... Domnul Suropăceanu la vremea aceea avea o situație juridică destul de controversată, dânsul a fost și condamnat, ulterior s-a revenit asupra acelei decizii, dar la vremea respectivă, din declarațiile publice, cam asta ar fi fost problema. Și încă o dată, să ne înțelegem, nu e nevoie doar să ai 30 de persoane care te susțin, este nevoie să te susțină toți membrii PSD, nu neapărat doar cei care ocupă funcție de conducere. Este importantă și părerea membrilor noștri simpli, care nu au funcție de conducere, care trăiesc în județul Gorj, care și aceia probabil că vor delega reprezentantul lor din comună, în speță primarul sau președintele organizației, care va veni la Comitetul Executiv Județean și le va cere să susțină o anumită persoană. Sunt convins că în această perioadă, eu deja am și început și toți colegii mei au început, mergem și stăm de vorbă cu fiecare primar în parte, să le spunem intenția noastră, să întrebăm dacă ne acordă sprijinul și v-am spus, este important până la urmă că există această competiție, dar după această competiție trebuie să rămânem în continuare cum suntem și acum, cum am fost și înainte, colegi de partid și să tragem la aceeași căruță pentru că numai așa are de câștigat țara asta dacă noi
după această competiție ne strângem mâna și mergem mai departe și încercăm să câștigăm cât mai multe fotolii de deputați și de senatori. Bun. Spuneți-mi dacă dintre persoanele care v-au sfătuit să vă depuneți candidatura, intenția de candidatură, face parte și Victor Ponta, pentru că e de notorietate faptul că atât dumneavoastră cât și alți colegi de-ai dumneavoastră, special din tineretul, din Partidul Social Democrat, au fost promovați de Victor Ponta, susținuți de Victor Ponta. Da, eu înainte de a depune candidatura am stat de vorbă și cu domnul Victor Ponta, am stat de vorbă și domnul Cârciumaru, și cu domnul Călinoiu, și cu majoritatea primarilor. Deci am luat această decizie după ce am stat de vorbă cu aceste persoane, m-am spus, și am hotărât că este timpul să candidez la această funcție. Nu este niciun capăt de țară, nu m-am întors, v-am și spus la momentul respectiv, nu m-am întors în partid până în condiții că dacă nu o să fiu pe vreo listă, voi pleca la un alt partid. Nu. Aici vreau să desfășor activitatea la Partidul Social Democrat. Bine, asta a declarat și în perioada în care erați în partid. Că iar asta intenționați să faceți. Nu pot să mă dau la o parte dintr-o competiție, mai ales atunci când ți-o cer colegii de partid, aș da dovadă de lașitate și de aceea m-am înscris în această cursă. Ce v-a spus Victor Ponta când i-a cerut sfatul în această privință? La fel ca și domnul Călinoiu, ca și domnul Cârciumaru, nu e nicio problemă, am și susținerea dumnealor, la fel cum și ceilalți colegi, doar că se va decide în comitetul executiv, va fi o decizie a majorității și trebuie să ne supunem acelei decizii. Dacă voi fi câștigător, foarte bine, nu voi fi câștigător, nicio problemă. E oficial că decizia va fi luată în comitet executiv și nu într-un alt for al partidului? Eu așa știu și așa s-a întâmplat de fiecare dată. Toate deciziile au fost luate în echipă și ați văzut că de fiecare dată s-au luat deciziile cele mai bune. Tocmai pentru că s-au luat deciziile ascultând teritoriul, stând de vorbă cu fiecare primar în parte, stând ca sau candidat, mă refer la locale, stând de vorbă cu toți membrii din birou executiv, din comitetul executiv și de aceea la Partidul Social Democrat de-a lungul timpului a și reușit să aibă aceste rezultate, că nu s-au luat deciziile doar de unul sau două persoane și s-au luat decizia în grup și majoritatea a decis persoanele care se reprezintă în Consiliul Județean, în Consiliile Locale, iar acum în Parlamentul României. Și sunt convins că și de această dată la fel se va întâmpla și se vor alege cei mai buni candidați care ne pot reprezenta și care să aducă, că până la urmă în asta se vede valoarea fiecăruia, care aduc cele mai multe voturi la partid. Asta este important. S-a pus problema la momentul la care a apărut lista pentru Consiliul Județean, s-a pus problema că anumite tensiuni care există între dumneavoastră și anumiți lideri din PSD Gorj, în speță Ion Călinoiu, a determinat ca dumneavoastră să nu fiți pe acea listă de la Consiliul Județean. N-am apucat să discutăm acest subiect. Aș vrea dacă putem să clarificăm lucrurile în această seară. Există un sâmbure de adevăr aici? Ion Călinoiu nu v-a dorit pe listă sau a fost altceva la mijloc? Nu. N-a fost nici măcar un conflict. Nu a existat niciun conflict între mine și domnul Călinoiu sau domnul Cârciumaru. Eu nici nu puteam să ocup această funcție pentru că era incompatibilă cu funcția care ocupa acum la AJOFM. Deci eram incompatibil ca și consilier județean. În al doilea rând, v-am spus și dumneavoastră, listele nu se fac o săptămână înainte de alegeri. Aceste liste de consilieri județeni, de consilieri locali, se fac o perioadă destul de lungă să-ți alegi o echipă. Eu n-am mai fost prefect din martie. În iunie au fost alegeri. Era normal să se conturase o echipă, se vorbise cu anumite persoane că o să fie pe acea listă. Nu puteam să dau la o parte o persoană care muncise în acei 2 ani și ceva în care eu am fost prefect și care i-au promis că o să fie pe un loc eligibil, neeligibil pe acea listă, să fie dată la o parte doar că a venit văcarul din funcția de prefect și trebuie neapărat să fie pe listă, mai ales că, v-am și spus, eram incompatibil și trebuia să renunț la acea funcție dacă ieșeam, eram pe un loc eligibil și eram ales. Deci nu a existat niciun conflict, doar că perioada a fost atât de scurtă, nimeni nu se gândea că o să fie eu schimbat în acea perioadă și înainte de alegeri. Și atunci, asta a fost singurul motiv pentru care eu nu m-am regăsit pe acea listă de consilieri județeni. Dar, încă o dată, v-am spus, au fost ceilalți colegi care, ați văzut și dumneavoastră, rezultatul alegerilor. PSD a câștigat majoritatea în județul Gorj. Spuneți-mi dacă ați avut la un moment dat o altă opțiune politică sau o altă preferință din interiorul partidului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean.
Deci, încă o dată, v-am spus și dumneavoastră, a fost perioada foarte scurtă. Eu în cei 2 ani de mandat, 2 ani de prefect, n-am mai urmărit ce se întâmplă în viața politică, pentru că nu m-a interesat. Eu îmi vedeam efectiv de instituția prefectului, tratam la fel toți primarii, indiferent de culoarea politică, și asta pot să vă confirme domniile lor, m-am dedicat efectiv administrației publice. Nu știu ce s-a mai întâmplat în cadrul partidului, ce decizii s-au luat și, încă o dată, dacă așa au decis majoritatea ca în o anumită persoană, sper să Cosmin Popescu să fie președinte Consiliului Județean, eu cred că s-a decis și că nimeni nu a avut de suferit sau n-au apărut și drept dovadă că ați văzut. Există în această echipă Cosmin Popescu cu Ciprian Florescu, care fac o echipă, sunt tineri amândoi, chiar și cel de-al treilea vicepreședinte în persoana domnului Nel Mușa, e o echipă tânără. Încă o dată, și aici ați văzut, domnul Călinoia a dat dovadă de înțelepciune și a înțeles că trebuie să facă acest schimb de generații. Și trebuie felicitat pentru asta, că a știut să se retragă și să lase persoane mai tinere să conducă. Da, nu facem o discuție despre asta, probabil sunt și alte argumente pentru care Ion Călinoia a făcut pasul în spate. Situația de la centru în momentul de față este ușor bizară, dacă vreți, pentru că deși nimeni nu recunoaște că între Liviu Dragnea și Victor Ponta există nu neapărat un conflict, dar o stare tensionată. Pe de o parte, Liviu Dragnea simte că Victor Ponta are... avem o muscă în studio, dacă ne-ar ajuta cineva să ne scape de ea, bineînțeles, ocrotind... animalele. Victor Ponta este cotat în acest moment la un nivel foarte mare de încredere. Liviu Dragnea n-are cum să accepte cu dragă inimă situația asta. Motiv pentru care lucrurile sunt așa, ușor tensionate, ușor incerte, se discută despre un Victor Ponta plecat la PRU. Da, am urmărit și eu în această perioadă. Dar totodată l-am auzit și aseară și pe domnul Dragnea, care spunea foarte clar, domnul Victor Ponta nu trebuie să rămână doar la stadiul de deputat, de gor și atât. Pentru că a căpătat o experiență, partidul a investit în domnia sa și că această experiență căpătată de-a lungul timpului nu trebuie să nu profităm și să-l ocupe anumite funcții cheie pentru a face lucruri cât mai bune în țara asta. Nu știu dacă sunt tensionate, vreți dumneavoastră, de multe ori presa mai scoate în evidență doar anumite aspecte. Eu n-am auzit de aceste tensiuni, dă dovadă de fiecare dată domnul Dragnea a spus domnul Victor Ponta nu se pune problema să candideze la Gorj. Să meargă la muncă. Păi este nevoie să meargă la fel și la locale a mers. Eu cred că oricine din țara asta, dintre colegii noștri de la PSD... Dar la momentul care ești trimis la muncă, nu știu. Păi te trimite la muncă pentru că și domnul Milosteanu spunea câteva serii în urmă, tot la dumneavoastră la emisiune, când mergem în teritoriu, oamenii ne spun, noi îl votăm pe Ponta, că ne-a dat pensii, ne-a mărit pensiile, a dat salariile înapoi. Deci lumea dorește să se întâlnească cu Victor Ponta. Și toți colegii noștri, indiferent de județ, toți își doresc ca în această campanie să fie alături de ei și domnul Victor Ponta. Noi suntem privilegiați că l-avem chiar deputat în județul nostru. Cum vedeți știrea asta? Ori este un sâmbure de adevăr, ori cineva se străduiește foarte mult să mențină în atenția publică, și anume că Victor Ponta pleacă la PRU. E adevărat că există niște argumente, oamenii apropiați de Victor Ponta au trecut la PRU, ne referim aici și la finul domniei sale, la șeful comunicării din campania electorală, sunt Mihai Sturzu, sunt niște nume care mereu au fost aproape de Victor Ponta și ăsta ar fi argumentul pe care se bazează toți cei care mențin această știre în atenție deja de mai bine de o săptămână. Da, am văzut, dar nu putem să comentăm decât pe ceea ce avem la momentul de față și ceea ce știm, și ați văzut și noastră, a fost și în presă, dumnealui și-a manifestat intenția de a candida încă o dată pentru un post de deputat în județul Gorj. A fost conferință de presă. Bine, politicienii se mai răzgândesc. Poate și Victor Ponta să se răzgândească. Nu știu dacă se răzgândește. Domn Ghiță, iar colegii cei care au plecat la Partidul România Unită sunt probabil colegi care nu s-au mai regăsit pe liste în colegiile, în județele care le reprezentau dumnealor, și atunci a apărut acea supărare și au încercat să ducă la alt partid pentru a putea candida pentru o funcție deputat. Cred, nu știu, eu n-am făcut calculul ăsta.
noi ne axăm pe județul Gorj să încercăm să obținem rezultate cele bun, mai bune. Bun, dar calculul este simplu. Oamenii ăștia nu pot să facă pragul parlamentar în momentul de față. Victor Ponta îi sacrifică lăsându-i să meargă acolo? Pentru că fără el, PR-ul nu face pragul. Dacă se duce Victor Ponta, discuția se schimbă. Dar în momentul de față, niște oameni care au fost alături, care au fost fideli... Sunt de acord, dar nici domnul Victor Ponta nu cred că ar putea acum să ducă să negocieze pentru toți cei care ziceți dumneavoastră că sunt apropiați, să fie pe listă pe locuri eligibile. Nu mai sunt colegii. Înainte au fost colegii și am avut foarte mulți colegi deputați. Și la Gorj, știți foarte bine, au mai plecat între timp și domnul Iriza și domnul Popeangă și doamna Craibani. Dar gândiți-vă ce se întâmpla și dacă rămâneau la PSD Gorj, pentru că știm și vorbim acum în momentul de față că primele două sau maxim trei sunt locuri eligibile. Și atunci și aici poate apărea o supărare. De-aia și acei colegi sunt convins că s-au gândit foarte bine, mai ales în județe unde au fost 5-6 deputați și acum au rămas mai puțini și se gândesc că sigur nu o să mai fie unul dintre ei. Și atunci au căutat să se ducă la alte partide mai mici pentru a putea candida și a încerca să obțină o funcție de deputat, de senator, fiecare ce și-a propus. Asta cred eu. Nu cred că... Probabil asta vreți dumneavoastră să mă întrebați, că oamenii lui Ponta sunt dați la o parte. Nu, păi, de mine spuneați că sunt un om de-al lui Ponta. Uite că am fost lăsat să candidez. Mi-am depus candidatura. V-am spus că am și susținere. Să nu zicem hop, că încă nu s-au stabilit listele. Până la urmă, conducerea centrală a partidului stabilește, dă ultimul avizul final. Este adevărat. Și dacă și domnul Dragnea vă consideră omul lui Ponta, poate nu o să fiți pe listă. Dar nu o să plec la alt partid. Bun, nu o să plecați, da. La fel, cred că și domnul Există Ponta... riscul ăsta? Nu cred. Deci nu cred. Mă gândesc cu colegii cei 15-16 care au plecat deputați, ar fi ieșit în presă și ar fi spus, domnule, ne-am simțit marginalizați, am simțit că domnul Dragnea nu ne mai vrea în această echipă. Ar fi ieșit și ar fi spus dacă ăsta ar fi fost motivele. Au făcut deja cerere pentru un grup parlamentar. Poate să vorbească despre asta în zilele care urmează. Plus că și-au stabilit un target, cei de la PRU spuneau că vor avea 30 de parlamentari, deocamdată n-au decât... La perioadă scurtă. Da. În toamnă sunt alegeri. Nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat, dar nu cred acest lucru că ar fi marginalizați oamenii lui Ponta. Nu. Deci noastră n-ați simțit sub niciun fel de formă așa ceva. Nu. Și așa putem spune că și domnul Călinoiu și domnul Cârciumaru sunt în echipa asta de atâta timp. Tot oamenii lui Ponta trebuie să fie considerați. Domnul Cârciumaru este primar. Domnul Călinoiu n-a mai dorit, pentru că a fost consilier județean și putea fi ales de către consilier județean, președintele consiliului județean, deci nu văd unde ar fi marginalizarea asta. Marginalizarea asta, că tot ați dat exemplu de Ion Călinoiu, există voci care spun că Dragnea ar fi unul dintre cei care nu l-ar mai fi dorit pe Ion Călinoiu, pe de o parte. Păi bun, dar au ales consilierii județeni. Ce putea să facă domnul Dragnea dacă consilierii județeni l-alegea pe domnul Călinoiu să-i reprezinte din nou în Consiliul Județean, să fie președintele Consiliului Județean? Putea să intervină domnul Dragnea? Ar fi intervenit să nu candideze. Domnule, nu candidez, vei candida doar la Senat și acum nu candidez, lași pe alții. Dar nu s-a întâmplat acest lucru. Credeți că mai e loc pe liste pentru Mihnea Costoiu, de exemplu, este senator, sau pentru nu știu ce alte exemple se vă mai dau în momentul ăsta? Va fi loc, pentru că trebuie să pui 3 persoane la Senat și 7 persoane la deputați. Nu poți să dai lista incomplet. Da, nu-l văd pe Mihnea Costoiu venind să ocupe locul 3 la Senat. Trei, nu știu. Ceea ce știu în momentul de față, ați văzut și dumneavoastră, s-a discutat în comitetul executiv, locul 1 la deputați va fi ocupat de domnul Victor Ponta, locul 1 la Senat va fi ocupat de domnul Ion Călinoiu. De aceea, competiția asta care va avea loc în cadrul Partidului Social Democrat este pentru locul 2, 3, 4, 5, dar 2 și 3 sunt 2 eligibili și 3 semi-eligibili cu posibilitatea de a lua și al treilea post de deputat. Sunt și alte nume vehiculate în această perioadă. Unii dintre cei pe care o să-i enumăr și-au depus deja și candidaturile, alții urmează să o facă probabil mâine, pentru că mâine este data limită până la care nu cred că s-a extins perioada până la care pot să facă acest gest. Unul dintre tinerii din partid, Claudiu Manta, este în cărți, ca să spun așa, pentru o candidatură Senat, în teorie, din datele pe care le avem. Cum vedeți candidatura domnului Manta? Foarte bine, chiar felicit că a avut acest pas. Încă o dată se dovedește că la PSD Gorj tineretul este susținut. Mai ales
Vedeți, și noastră suntem, dacă toți o să rămânem pe liste, atât eu cât și Claudiu Manta, și o să mai fie tine, o să vedeți zile următoare, dar o să vă descoperiți dumneavoastră cel puțin. Dar puteți să ne dați informațiile dacă nu le avem în momentul ăsta, că nu mai, adică mâine oricum va fi ziua ultimă de depus candidaturile, dacă știți despre cineva care și-a depus. Eu, din câte știu, și am și discutat cu ea, Maria Vasilescu s-ar putea să-și depună candidatura pentru ocuparea unei funcții, deputat, senator, nu știu exact la momentul de față. Adică aveți și o tânără și o femeie, că până la urmă Liviu Dragnea chiar solicita organizațiilor să aibă femei pe locuri eligibile. Nici Maioreanu nu este foarte bătrân, nici Mișu Weber nu este bătrân. Și atunci, uite că am ascultat de domnul Dragnea și am încercat să fim cât mai mulți tineri pe aceste liste și femei pe aceste liste de parlamentari. Vom vedea ce se va întâmpla. Spuneți că sunteți într-un soi de campanie internă. Există și mici și frecușuri așa? Nu. Chiar luni când mi-am depus candidatura, înainte de a depune candidatura, am stat de vorbă cu domnul Mișu Weber, cu Andrei Maioreanu. Am discutat, ne-am și spus că o să depunem candidaturile, atât eu. Andrei ne spunea că o să depunem marți candidatura, adică ieri. Și așa s-a și întâmplat. Deci nu există. Fiecare avem șansa noastră și e normal să profităm de ea. Doar că v-am spus și sunt convins că așa se va întâmpla, pentru că nu e prima competiție în cadrul Partidului Social Democrat. Știți foarte bine, și la alegeri nu au fost posturile vicepreședinți, că am fost mai mulți vicepreședinți pe acele posturi. Este important ca lucrurile să meargă înainte, nu spre înapoi, să nu apară animozități în cadrul partidului și tot să înțelegem că dacă așa s-a hotărât, majoritatea a hotărât ca acele persoane să ne reprezinte, și nu suntem noi în acele persoane, pentru ei. Hai să discutăm un pic și despre principalul adversar în această campanie electorală. Partidul Național Liberal iese la bătaie, cel puțin din datele pe care le avem până la această oră, pe primul loc la Camera Deputaților cu Dan Vulceanu, pe locul 2 cu Severus Militaru. Teoretic, oficial, până acum n-am văzut să se fi schimbat, deși pe surse există un alt nume pentru primul loc la Senat, dar să zicem că în continuare este domnul Tudor Barbu. Cum vedeți competiția asta? Știu, am mai fost întrebat de colegii dumneavoastră și le-am spus că noi, Partidul Social Democrat, întotdeauna ne-am urmărit să ne facem campania noastră. Avem un program bine stabilit, ca la fiecare alegeri. E normal să ne uităm și la adversarii noștri, dar este important să facem ceea ce ne propunem noi. La fel s-a întâmplat și în campania cu Dan Diaconescu, care a fost o campanie, poate cea mai grea campanie și urâtă și circ și de toate, am avut de toate în orașul nostru în acea perioadă. V-a lăsat un, cum să spun, un urmaș, Dan Diaconescu, este foarte greu când te lupți cu cineva care nu vine cu idei, nu vine cu proiecte, nu vine cu nimic, vine doar cu injurii, vine doar cu denigrări, vine cu fel și fel de lucruri, cu circul după el, cu circulație blocată. Să ne urmărea peste tot pe unde era echipa noastră de campanie să ne întâlnim ca să iese acel circ de la OTV din vremea respectivă și a fost o campanie mai atipică. Dar acum toate celelalte campanii, noi ne-am văzut, avem o echipă de campanie, va fi un director de campanie, cel care va coordona această campanie, vor fi oameni fiecare bine stabiliți, vom merge și vom sta de urmă fiecare om în parte să explicăm ce vrem noi să facem, ce am făcut când am fost la guvernare, ce se întâmplă de când am lăsat guvernarea, vom merge și vom sta. Bineînțeles că vom urmări și ce vor face adversarii noștri, dar încă o dată este important ca noi să ne facem treaba noastră, să ne facem ceea ce ne-am propus noi, nu să stăm să răspundem sau să urmărim ce face adversarul deci nostru. Deci nu aveți niciun fel de, cum să zic... Nu, chiar nu ne interesează în acest moment. Pe noi ne interesează persoanele care ne reprezintă pe noi, e competiția asta internă, după care s-a definitivat lista, probabil că vor fi întâlniri unde vom stabili echipa de campanie. Și atunci este important să ne facem ceea ce ne propunem noi, nu să vedem cine au ei. E foarte bine pe cine au ei. Eu mă bucur că l-au pe Tudor Barbu la Senat. E foarte bine pentru noi. Bun, hai să luăm o pauză de publicitate. În a doua parte o să vă întreb puțin de activitatea prefecturii, dar și despre câteva chestiuni punctuale din punct de vedere economic. Poate atunci o să aveți ocazia să ne spuneți și cam ce intenționați în cazul în care veți ajunge în Parlament. Rămâneți cu noi!
Revenim, vă reamintesc, alături de mine în studio Alin Văcaru, membru PSD Gorj. Continuăm discuția foarte scurt ca să finalizăm lista PSD pentru parlamentare, după care vă spuneam că aș vrea să facem așa o analiză a felului în care evoluează lucrurile, mai ales că domnul Văcaru poate să ne spună mai multe lucruri prin prisma experienței domniei sale în funcția de prefect. Înainte de asta, ca să finalizăm discuția cu privire la lista pentru alegerile parlamentare, câți oameni vor fi până la urmă pe listă, dintre care să-și aleagă activul de partid? Ei, nu știu, deocamdată, v-a spus și noastră, mâine este ultima zi de depunere candidaturii. Până la ora aceasta știm doar de domnul Weber, Maioreanu, Bebe Ionică, Alin Văcaru, Claudiu Manta și probabil că vor mai fi și mâine. Lista trebuie să cuprindă șapte, doamna Vasilescu, da, dacă și-a depus astăzi sau mâine. Lista va trebui să cuprindă 7 persoane la deputat și 3 la senat. Deci 10 persoane trebuie să fie pe listele Partidului Social Democrat și la fel la toate partidele, mă gândesc, o să-și pună acele rezerve. Există posibilitatea ca PSD să susțină un independent? Nu știu. Vom vedea. Vă întreb pentru că s-a vehiculat foarte mult numele domnului Laurențiu Ciurel în spațiu public cu privire la o candidatură. Luni seara, când l-am întrebat pe Ion Călinoiu, spunea că Laurențiu Ciurel nu este membru al PSD, deci n-ar putea candida din partea partidului. Oricum nu poți fi independent. Trebuie să se înscrie într-un partid, să candideze din partea PSD-ului. De la noi trebuie să fii membru PSD. Asta spun. Deci luni seara nu era, deci... Deci nu poate decât dacă se face membru. Și dacă domnul Ciurel se face membru PSD, cu siguranță că poate să candideze și dumnealui pentru orice funcție, de senator, de deputat. Deci nu e nicio problemă. Cum vedeți o eventuală candidatură a domnului Ciurel? Nu trebuie să o văd eu. Eu o văd bună. E foarte bine să candideze cât mai mulți, v-am spus, să fie competiție. Problema este ce decide majoritatea. Problema este ce decid oamenii. Primarii, în primul rând, că ei sunt cei care au câștigat alegerile și le-au câștigat recent și ați văzut ce scoruri au luat și e normal să ții cont de părerea lor. După care vin membrii de partid, vicepreședinții, președinții de organizații acolo unde nu avem primari. Dacă dumnealor consideră că domnul Ciurel este cel mai bun care poate să ne reprezinte pe noi ca partid, v-am spus, ne supunem majorității și mergem înainte. Și așa rămân lucrurile. Bun. Spuneți-mi cum vedeți activitatea prefecturii de la momentul la care dumneavoastră ați părăsit instituția și până în prezent. Din câte am înțeles, în cazul în care PNL-ul va ajunge la guvernare, domnul Paraschiv și-ar păstra mandatul. Este foarte bine. Eu am relație foarte bună cu domnul Paraschiv. Indiferent, și când am fost schimbat, mi-am luat concediu 2 zile de la NRP, am stat cu dumnealui pentru a-i prezenta tot ce se întâmplă în prefectură, să-l pun la curent cu lucrurile care sunt în derulare, cu proiectele, ca să poată să le duc la îndeplinire. Nu pot să-mi dau eu cu părerea, ar fi chiar urât din partea mea să spun că merge rău prefectura. Fiind un prefect în funcție schimbat, e normal, oamenii s-ar aștepta să spună asta. Activitatea prefecturii, doar cetățenii pot să spună dacă sunt mulțumiți sau nu. În urmă decât dumneavoastră să chemați domnul Paraschiv la emisiune și să vedeți mesajele care vin de la telespectatori, dacă sunt probleme sau nu. În perioada următoare sperăm oricum că până e un mandat greu și pentru dumnealui. Este un mandat greu pentru că și miniștrii care sunt acum în funcții, probabil că se gândesc că vine toamna și că nu o să mai fie, mulți dintre ei nu o să mai ocupe aceste funcții. Eu vă spuneam la colega dumneavoastră, doamna Novoceanu, când am fost în emisiune, în perioada de 4-5 luni cât am fost și am reprezentat acest guvern tehnocrat, n-a reușit sub nicio formă să... Aveți o comunicare. Să am o comunicare, să merg, să pot să discut problemele județului cu niciun ministru, mai puțin cu domnul Grigorescu, pe care îl cunoșteam de când lucram la Minprest și dumnealui era la Ministerul Energiei. Am putut să reușesc să discut cu dumnealui despre problema complexului energetic Oltenia cu mutarea sediului. În rest, cu niciun ministru nu am putut și... Vă spun, poate din 3 zile încercam și vorbeam cu șefii de cabinet să am o întrevedere cu dumnealor, să discutăm despre problemele județului Gorj. Sunt convins că nici domnul Paraschiv n-a avut această ocazie să meargă, pentru că v-am spus, se gândește și dumnealor ce o să facă din toamnă încolo, care o să mai fie, care nu o să mai fie și cred că nu mai se interesează. Nu e regulă. Adică sunt o grămadă de situații și că tot ați adus în discuție CEO, sunt o grămadă de situații în care guvernul tehnocrat, cel puțin la nivelul județului Gorj, și-a atras foarte multă antipatie. Pentru că
nu știu, n-am reușit să înțelegem multe dintre măsurile pe care dânșii le iau, nu știu în ce măsură comunică foarte bine, cel puțin la ce o comunicare lasă grav de dorit. Nu știm de pe zi pe alta ce se întâmplă, este o stare de instabilitate, nu există un CS complet, sunt oameni în preaviz, directoratul la fel este, doi dintre directori au probleme de natură juridică, ceilalți n-au decât mandat interimar, este așa o situație ieșită din comun. Așa este, când nu ai stabilitate nici nu poți să ai performanță. Atâta timp cât nu, cum spunea și dumneavoastră, nu există un CS, nu există un directorat stabil, e normal că acești oameni îți faci un proiect sau un plan de management, îl faci pe o perioadă de 2, 3, 4 ani, atâta timp că tu știi că ești interimar și că mâine s-ar trebui să nu mai fii, nici nu te interesează foarte mult să faci acest lucru. Chiar astăzi vedeam în ziar, prin ziarele locale, mă uitam și mă minunam când vedeam, am văzut o știre, cei de la CEO le cer celor de la Minprest să elibereze remizele, să plece cu mașină în stradă, că nu-și plătesc chiria. La pompieri, da. La pompieri. Păi cum să-ți plătești chirie la... CEO, care tu ești acționar majoritar acolo. Eu nu înțeleg de unde anomalia asta. Dacă consideri că din spațiile alea poți să salvezi ceva de la CEO, e, nu știu cine a putut să gândească acest lucru, să scoți niște mașini care ți asigură ție să nu ia foc acolo, să scoată apa și toată lumea. Da, practic întâmplă. Serviciul de pompieri este pentru CEO. Dar, încă o dată, nu că este pentru CEO. Sunt ai lor. 90 și ceva la sută, 96-97% este acționar complexul energetic Oltenia. Deci tu îți dai afară oamenii tăi de acolo că nu-ți plătesc chirie. Bun, poate nu-ți permite legea. Pune un leu chiria pe metru pătrat, 50 de bani, nu știu. Deci, vedeți, astea sunt probleme. În loc să te ocupi de probleme importante în cadrul complexului energetic Oltenia, găsești lucruri de astea mărunțișuri care nu fac bine. Nu știu, nu știu cine a avut ideea asta strălucită de la complexul energetic Oltenia să facă lucrul ăsta, dar nu e o idee foarte bună. Bun, sunt o grămadă de alte lucruri de care cred că vă mai amintiți din perioada în care erați prefect. Grupul 5 în continuare nu ia nimeni decizia ale tehnologizării. Și vedeți, toată lumea a văzut și sindicaliști care vin și tot dau în echipa de la Minpres, că nu ia contracte în afară decât cu CEO. Păi cum să le ia când ai datorii, când nu-ți plătești banii la CEO, la Minpres și ai datorii la finanțe și nu poți să participi la licitații? Păi era domnul Ciuera, a înțeles situația asta. Am fost de multe ori la dumnealui, am avut o ședință cu dumnealui și le-am spus, domnilor, trebuie să avem plătite dările la zi ca să putem să ieșim pe piață și au fost atunci o grămadă de servicii. Acum nu se mai întâmplă. Sunt datorii, mă uit prin presă și văd, trage și George semnale de alarmă, dar le trage degeaba. Și în loc să fie ajutat, scoatem pompieri afară că nu plătește la spațiile care sunt niște hale mari, patru pereți unde ții mașinile. Cine întreține starea asta de fapt? Păi cine s-o întreține? Ministrul Energiei în primul rând, Ministrul Economiei și primul ministru, toți a trebuit să se aplece asupra acestei probleme. Și în primul rând, cum spunea poate și dumneavoastră... Poate interesul lor nu este să se aplece asupra problemei. A trebuit să aibă cheie foarte, să se gândească. Dacă își iubesc țara asta, trebuie să se gândească. Și cum spunea și dumneavoastră, nu poți să faci performanță cu o echipă instabilă. Nu poți să faci performanță când astăzi ești director și mâine s-ar putea să nu mai fii. Trebuie să decid odată să fac acele recrutări, că se dau o grămadă de bani, să aleagă odată directorul care să-i reprezinte, să aleagă Consiliul de Supraveghere, să fie oameni competenți, că tot ne uităm și vedem că au fost selectați, că mai sunt 6, că mai sunt 7, că mai sunt, dar să spun odată, ăștia sunt cei care ne repune în perioada până când se schimbă guvernarea. Să pună un Consiliu de Supraveghere, să pună un directorat stabil. Și nu trebuie să aducem din afară. Eu vă spun, nu cunosc pe domnul acesta Leaders, dar eu cred că avem destui oameni în complexul energetic Oltenia care pot să conducă complexul energetic Oltenia. Sunt foarte mulți, sunt și simpli ingineri care poate nu au ocupat funcții de conducere. Oameni pregătiți care pot să conducă, nu trebuie să aducem din afară oameni să ne conducă pe noi. Sunt acolo... Ați văzut, motivele pentru care vor să aducă din afară e pentru că politicul e de vină pentru situația de la CEO și politicul este cel care a adus compania în situația asta. Sunt vorbim, declarațiile domnului Grigorescu. Vorbim de jumătate de oră că avem guvern tehnocrat. Unde mai e politicul? Avem guvern tehnocrat. Oameni care nu au treabă cu politicul, oameni profesioniști care trebuie să-și facă treaba. Ce treabă are politicul? Eu nu cred că domnul Cârciumaru, domnul Călinoi dă ordine lui domnul Grigorescu ce să facă și cum să facă, ce decizii să ia, sau lui domnul Borc. Nu cred aceste lucruri. Bun, și atunci cine o să răspundă pentru perioada asta în care lucrurile se întâmplă la maniera în care se întâmplă? Probabil că nu o să răspundă nimeni și o să avem de suferit noi gorjenii.
Asta o să întâmple. Nu o să răspundă nimeni, pentru că acești oameni probabil că nu vor candida niciunde, nu îi va sancționa electoratul, vor pleca fiecare prin Franța, pe unde sunt, fiecare la Bruxelles, pe unde și-au posturile dumnealor suspendate, și noi vom rămâne aici și vom trage ponoasele acestei guvernări dezastroase. Asta o să întâmple. O altă problemă și politică, dacă vreți, este faptul că, deși Igor Jala a avut 11 oameni în Parlamentul României, n-am reușit, uite, sunt la final de mandat cei 11 parlamentari, n-am reușit să schimbăm deloc legislația în ceea ce privește complexul energetic Oltenia. Inițiativa legislativă care modifica legile energiei, așa cum știți, n-a fost promulgată, se întoarce în Parlament, vedem ce se întâmplă cu ea. Dar timp de 4 ani, adică ne uităm ce se va întâmpla pe ultima sută de metri, pe finalul mandatului, timp de 4 ani, cei 11 oameni care au reprezentat Gorjul n-au fost capabili, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar n-au fost capabili să modifice vreo lege, să inițieze vreun proiect legislativ în favoarea complexului energetic Oltenia, singura companie care mai ține Gorjul pe linia de plutire. Da, este adevărat ce spuneți dumneavoastră. Nu știu acum, nu vreau eu să spun că a fost o activitate bună sau proastă a parlamentarilor. Dar ar fi trebuit întâlniri periodice, și asta vreau eu de la un deputat, indiferent de culoarea politică, să stai în permanență de vorbă cu primarii, de-aia e acele libere, lucrezi lunea, marțea, miercurea și joia, vinerea, sâmbătă, ești liber, vin în teritoriu, să stai de vorbă și să faci legislația după priorități, după problemele care le au oamenii respectiv. Așa trebuie și la CEO să se întâlnească, dumneavoastră, asta ne trebuie și aia trebuie susținută. Nu am înțeles, vorbeam cu un deputat de Hunedoara. De ce la Hunedoara se poate ca oamenii care ies la pensie mai devreme cu 2 ani să nu fie sancționați, să nu iese anticipat și să iese care au lucrat la mine în Petroșani? De ce nu se poate și la noi? Și poate nu mai e nevoie de disponibilizări. Poate că sunt foarte mulți oameni care ar îndeplini aceste condiții și poate și-ar dori și dumnealor să nu mai lucreze în acele condiții, să iese la pensie, să nu fie sancționați. Să iese mai devreme cu 2 ani și să nu fie sancționați. Cum nu înțeleg de ce Gorjul nu poate să fie cum e Baia Mare, ținând cont că am avut și complexul energetic Oltenia și cimentul și o grămadă de fabrici care au poluat la fel la Baia Mare, toți cei care au locuit 30 de ani în Baia Mare ies mai devreme la pensie. Ar fi soluții, dar trebuie stat și întâlnit cu acești oameni pentru a veni în sprijinul lor. Asta e rolul unui... Astea lucrurile care le poate face un parlamentar. Asta e rolul unui parlamentar. Nu să mergi, să spună că face asfalt cu... și alimentul cu apă. Să stai de vorbă cu primarii, să spună, doamne, uite, noi am avea nevoie de legislația asta ca să putem să facem un proiect pentru dezvoltarea localității noastre. Că nu le știi tu pe toate. Le știi numai dacă vii să culegi din teritoriu aceste probleme pe care să le transform după aceea în Parlament, în legi, să ajute primarii și nu numai primarii, tot ce ține de județul tău. Bun, în mod evident, în județul Gorj, până la momentul de față, nu există alternative pentru complexul energetic Oltenia. S-a discutat despre mai multe investiții, s-a discutat despre multe lucruri, dar până la urmă, în momentul în care vorbim, nu sunt concretizate. Vom vedea dacă se va mai întâmpla ceva pe viitor. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, demersul pe care ar trebui să-l facă un parlamentar strict legat de asta, de a încuraja cumva o alternativă la complex energetic Oltenia? Eu am spus-o de fiecare dată. Alternativa pentru județul nostru ar fi turismul, pentru că este o zonă și uite, vedeți că mă provocați acum cu ce... De exemplu, la Tismana. Eu sunt din Tismana, da? Și am stat de vorbă cu o grămadă de oameni. E o zonă turistică foarte frumoasă. Ai ce vizita acolo. Dar, din păcate, fiind oraș, nu poți să atragi fonduri europene ca să construiești pensiuni, cum se pot construi la Baia de Fier, Peștișani și alte localități. Poate demersul să transformăm acel oraș din nou la stadiu de comună, ca oamenii să poată să acceseze mai ușor fondurile europene să dezvolte acea zonă. Să nu plătească taxe și impozite, exact, ca și cum ar fi. Dar sunt mai multe facilități, pentru că depinzi de acele lucruri. Eu am încercat de nu știu câte ori să atrag fonduri europene. E foarte greu, pentru că nu poți fi în PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală, numai prin POR. Și la POR până nu au venit până acum ghidul de... Și atunci este foarte greu. Poate că, uite, ăsta ar fi iar un demers bun. Să încercăm să facem ca legislația să permită ca orașele unde... Chiar nu sunt orașe, la Tismana nu știu de ce a fost transformat în oraș, că nu există decât un singur bloc, dar pe noi l-a dezavantajat foarte mult pe locuitorii orașului Tismana, ne-au dezavantajat acest lucru pentru că este oraș și nu este comună, nu putem să atragem acele fonduri europene. Îți spuneam, turismul e unul dintre lucrurile care ar putea să dezvolte. Agricultura, pentru cât mai mulți, și v-am spus tot din Tismana, inclusiv rudele mele, au accesat fonduri europene. Eu cred că asta ne-ar putea face, că avem pământ cu nemiluita. Și mă bucur, tot în presă la dumneavoastră am văzut
că se încearcă să facă cadastru cu OCPI-ul, au intrat un număr de primării care se va face cadastru pentru cetățeni. Este foarte bine, pentru că dacă e ceva să-mi reproșez în activitatea mea de prefect, este că n-a reușit să emite cât mai multe titluri de proprietate. Și vă spun, miercurea când aveam audiențele, nu vreau să mă duc la audiențe, că vedeam oameni bătrâni, oameni la 70 de ani, care erau plimbați dintr-o parte în alta, că nu puteau să obțină, pentru că așa au fost, au dat titluri anapoda și au ajuns oameni în instanțe și instanțele dau hotărâri care nu le pot spune în aplicare și tot așa există un cer vicios care nimeni n-a... S-a încercat cu 165-ul acela, s-a încercat să se facă, nu știu dacă s-au mai continuat demersurile, pentru că am spus, nu stau să urmăresc acum ce se întâmplă de când nu mai sunt eu prefect. Dar dacă e să reproșez, asta am să reproșez, că n-am reușit să facem până la urmă un regulament prin care primăriile să poată să emite cât mai multe titluri de proprietate. Dacă emite și titluri de proprietate, ar putea și oamenii să acceseze fonduri europene. Dacă nu ai cadastru, nu poți să accesezi acele fonduri europene. Bun, deci din punctul nostru de vedere, variantele, alternativele sunt astea. Accesarea fondurilor europene și turismul. Exact. Și din punct de vedere legislativ, special, cum să zic, pentru Gorj, dacă e ceva care credeți că ar putea o inițiativă legislativă care să poate să ajute Gorjul și județele asemănătoare. Nu știu, v-am spus, nu pot să vin eu acum cu voi face. Aceste probleme se vor discuta. Dacă vom fi la guvernare, va fi un program de guvernare și atunci îl vom urma. Dar, punctual, stai de vorbă cu toți factorii implicați în dezvoltarea județului Gorj și împreună cu ei să cauți soluții pentru a putea să le pui în practică. Și vă spuneam, la o discuție simplă cu acest deputat de Hunedoara, îmi povestea cum au reușit ei pentru minerii de acolo să poată să iese la pensie mai devreme cu 2 ani fără să fie sancționați. Și eu sunt convins că și chiar auzeam sindicaliștii că spuneau că personalul din Complexul Energetic Oltenia sunt oameni în vârstă care cu timpul... Da, media de vârstă, dacă e un sindicalist, a spus la TV, că e 50 de ani în Complexul Energetic Oltenia, ceea ce... Dacă ar fi așa, veți vedea mult. Că foarte mulți și-ar dore, măi, dacă tot nu sunt sancționat, că dacă ești mai devreme și ești anticipat, ai aia 40% care ești sancționat și oamenii se gândesc, e normal să te gândești, că toți plecăm de acasă pentru bani când te duci să lucrezi. Dar dacă s-ar da, și nu cred că ar fi impactul atât de mare la noi aici. Poate nu mai e nevoie să faci disponibilizări, poate nu mai trebuie să mai treci oameni să plece. Și atunci ar pleca acele persoane care s-ar încadra în aceste criterii. Bun. Aș vrea să vă întreb, când am avut discuția vis-a-vis de alegeri, am uitat să vă întreb o chestiune importantă. Văd eu, se discută foarte mult despre data alegerilor. De ce este miza atât de mare? De ce se ceartă atât de tare PNL-ul cu PSD-ul pe data alegerilor? S-a stabilit deja că va fi pe 11 decembrie. L-am văzut pe Liviu Dragnea, care spune că din cauza dat înaintate luna decembrie, vor exista foarte multe consecințe nefaste. În sensul așa că este. Bugetul va fi aprobat târziu, exact. În jurul lunii februarie, bugetele în comunități vor întârzia și ele poate chiar până în mai. Care e ideea? Explicați-mi. De ce? Păi, eu vă spun părerea mea. Ați văzut, acea perioadă apar ba zăpeziri și nu mai poți să mai vină lumea la vot. Și nu e normal. Eu aș vrea să fie prezența cât mai mare la vot. Păi așa zice doamna Gorghiu, că e foarte bună data de 11 decembrie, că vine toată lumea la vot. A citit în horoscopul și a văzut că atunci o să fie vreme frumoasă. Nu cred. Eu cred că trebuia să fie mai devreme, pentru că, v-am spus, ai timp să-ți pregătești și un buget, guvernul care va fi, că va fi PSD cu ALDE, că va fi altcineva, dar aveai timp. Așa trebuie să vii, să iei din mers, trece anul și te prinde începutul anului și tu nu ai un buget stabilit. Probabil că a vrut să-și prelungească mandatele domnii miniștri, să le ducă cât mai departe. La asta, altfel nu pot să gândesc de ce au decis tocmai în 11 decembrie. Deja lumea se pregătește sărbători, toți suntem cu gândul la sărbători. Pe cine avantajează o prezență scăzută la vot? Pe dumneavoastră sau pe liberali? Nu știu, nu am făcut calculul ăsta. Eu sper că oamenii să treacă peste toate astea și să vină la vot indiferent de data alegerilor. Dar încă o dată a zis și noastră și un exemplu care e cel mai bun, cu bugetul. Adică nu poți să stai să faci bugetul în ultimele zile. Și atunci era normal să fie... Trebuie să facă tehnocrații bugetul, ce nevoie mai aveți. Pentru că am văzut la locale, ați văzut prezența de la locale când e primăvara, înainte de vară,
vine lumea, e altceva. Atunci vor fi zăpezi, va fi frig și oamenii nu o să vină. Probabil că s-au gândit că, domnule, oamenii, persoanele mai în vârstă sunt votanți PSD și ar fi bine pe aia să-i ținem în casă în perioada aia, că o să vină frig, o să stea lângă sobă. Mă gândesc, nu știu, acum am noastră, mă pune să vă spun ce a gândit guvernul Cioloș de ales această dată. Probabil că doamna Gorghiu a spus. Nu știu, că eu nu cred că eu cred că astea sunt niște calcule, sunt niște raționamente și că oamenii care sunt implicați în politică înțeleg motivele mine, pentru care s-a luat decizia. Dacă mă întrebați pe mine, Alin Văcaru, eu aș face toate alegerile odată cu localele. Să avem și parlamentare și locale, s-ar cheltui și mai puțin bani, ar fi, toată lumea ar veni la vot, ar vota mai multe liste. Așa ar trebui. Toate să fie în primăvară. Cum au fost alegeri locale, să fie și parlamentare. Da. Va intra pe un parlament? Nu știu și nici nu mă interesează. Noi mă interesează ca noi împreună cu ALDE, PSD-ul cu ALDE, să facem majoritate. Mă, restul chiar nu și contează. Dacă nu faceți, vedeți posibil o alianță cu Partidul Național Liberal? Că sunt oameni care sunt speriați de în această politică, posibilitate. În știu, politică niciodată e posibil să nu orice, niciodată. Așa că e prematur acum să spun ceva sau să zic că nu va fi și să se întâmple pe urmă să zic că oamenii uite ce a zis. Nu, e posibil orice. Dar noi, când plecăm acum, când vorbesc cu dumneavoastră, plecăm de la premiza că trebuie să tragem atât de mult încât să scoatem cel mai bun scor ca împreună cu ALDE să facem... să luăm guvernarea, să formăm guvernul. Că nu se va întâmpla asta, sunt calcule politice, e președintele Dragnea împreună cu echipa de conducere la nivel central, care vor face jocuri politice. Vor face aceste negocieri. Aceste negocieri, care nu țin de mine. Ultima chestiune pe care aș dori să o comentați, acum nu știu în ce măsură puteți, dar eu sper să o comentați, vizează reîntoarcerea lui Victor Ponta în prima linie, în sensul că odată cu intrarea la guvernare, o funcție administrativă importantă, nu știu dacă neapărat aia de premier, și o potențială întoarcere în fruntea partidului, dacă o vedeți posibilă. Spunea că după ce își va clarifica situația juridică se va gândi la asta. Presupun că nu o să ia foarte mult, nu știu acum cum vor evolua lucrurile. Deci posibil este numai dacă dumneavoastră își dorește. A zis că își dorește de la momentul la care își va rezolva situația. Și vă spuneam că aseară domnul Dragnea, chiar eu l-am văzut la televizor, spunea foarte clar, Victor Ponta nu trebuie să rămână doar deputat. Are atâta experiență. Hai să-l trimitem undeva, în țările calde, să ne... Nu, haide să-l ținem la noi, să-l ținem să ne ajute. Nu știu, poți să ocupe orice funcție, poți să ocupe chiar și funcția de prim-ministru. V-am spus, sunt multe persoane care ar putea, dar... Și președinția Ponta... partidului sau nu? Aici depinde de membrii ceilalți. Eu, de exemplu, de la Gorj mi-aș dori să fie domnul Ponta, dar nu știu ce vor și celelalte județe, dacă își doresc sau nu să fie domnul Ponta. Și nu știu dacă mai dorește domnul lui să mai ocupe această funcție. Deci de aici încep toate. Dacă domnul își dorește să ocupe această funcție și ceilalți membri, colegii mei își doresc, de ce nu? Dar să vă spun eu acum dacă își dorește dumnealui și că e normal ca noi gorjenii să ne dorim să fie dumnealui, că să ai președinte da. De la Gorj. Suntem la final de emisiune, nu vă citesc SMS-uri, sunt câteva SMS-uri răutăcioase la adresa partidului, nu la adresa dumneavoastră, dar n-am timp să le citesc. Un singur mesaj m-a intrigat. Din partea cuiva n-am știut că ați fost interesat să candidați la Tismana. De ce n-ați candidat la Tismana? Nu am fost interesat. Eram prefect în momentul respectiv. Nu puteam să candidez la Tismana. Bine, dacă luați decizia de a candida, puteați să faceți pasul în spate, oricum știați ce va urma. Da, nu știu, m-am gândit, dar nu acum. Poate o să mă gândesc la Tismana mai încolo, mai peste câțiva ani să candidez, când mă voi muta la țară, la pensie, nu știu. Deocamdată eu cred că pot să fac față la nivelul județului și nu să mă duc la Tismana. Mulțumesc mult pentru prezență, doamnelor, domnilor, punem punct aici, ne revedem mâine de la 21. Rămâneți în continuare cu TV Sud. La revedere!